Cheile Turzii se află la 30 de km de Cluj-Napoca și 10 km de Turda, importanța și popularitatea lor fiind demonstrată și prin faptul că în 2021 au fost alese într-un sondaj online pe locul 2 dintre obiectivele naturale din Transilvania. Perețile dramatice de 200-300 de metri aflate pe cele două părți a cheilor de 2 km s-au format cu 150 de milioane de ani în urmă de-a lungul Văii Hăjdate. Cele peste 50 de peșteri aflate în zona au servit ca adăpost de-a lungul timpului pentru localnici, printre care și haiducul Nikita Balica, care l-a susținut pe Francisc Racoții al II-lea în timpul revoltei anti-habsburgice. Astfel nu este de mirare că din 1938 Cheile Turzii alcătuiesc o arie protejată, iar din 2007 sit Natura 2000. Există trasee marcate jos în vale, dar și pe crestele de pe cele două părți, astfel existând numeroase modalități de parcurgere a cheilor. Care este cea mai avantajoasă? Vei afla din acest video. Aici trebuie plătit biletul de intrare dacă intrăm în vale, dar noi vom urca spre stânga. Vrem să urmărim marcajul punct roșu. Urcăm pe partea dreaptă a cheilor din două motive. În primul rând pentru că e o sâmbătă și e o zi frumoasă de primăvară cu soare, astfel vom putea evita mulțimea pentru că aproape toată lumea merge jos în vale. Și am pornit pe partea dreaptă pentru că dacă avem timp și chef, vrem să parcurgem întregul circuit, adică vrem să mergem și pe creasta din stânga, iar din sens opus la finalul urcării din partea dreaptă este destul de ușor să ne rătăcim, deci venind în jos este mai greu de găsit. Din acest motiv venind din această direcție să avem șanse mai mici să ne rătăcim. Acolo e partea stângă a cheilor, iar noi trebuie să ajungem acolo sus. Am ajuns la prima bifurcație, unde o luăm spre dreapta, potrivit indicatorului ne va lua cam o oră jumate să parcurgem această parte a cheilor. Peste 12 minute ar trebui să ajungem la primul punct de belvedere. Auzim cum băieții cu quadurile se joacă cam cu două dealuri mai încolo, dar chiar și așa toți cei care încearcă să se relaxeze sunt nevoiți să-i asculte. Așa arată urcușul Domol. Începem să ajungem pe partea superioară. Suntem la primul punct de belvedere, de acolo pornește Tiroliana. Acolo jos am parcat. Pe urmă am urcat frumos prin pădure. Acolo sunt cei cu ATV-urile din cauza cărora nu putem noi și încă vreo 100 de oameni să ne reîncărcăm bateriile în liniște. Așa că sper că măcar le e rușine, dar probabil sunt naiv. Cam de aici începe porțiunea unde venind din sens opus e ușor să te rătăcești. Dacă ai găsit acest indicator, de aici e ușor, dar până aici e mai greu.
Am ajuns la un punct de vedere mai important. Când ai fost la tura de anduranță Iucăi? În 2019 ne-am întâlnit la Rimetea și atunci încă ai urcat pe celălalt traseu. Deci cândva în ultimii 2 ani s-a schimbat, pentru că jos, când ai început urcarea, acolo au fost și indicatoare. Eu de asta n-am venit aici de multe ori, pentru că n-am vrut să urc acolo pe noroi. Trebuie să revenim când nu doar crengi uscate sunt pe aici. Imediat aflăm unde suntem. La câini, da. Am ajuns într-o mare pustietate. Nu mi-e clar pe unde. Aha, pe acolo. E posibil că va trebui să zburăm peste pârâu. Cred că am făcut cei 10.000 de pași pe azi, îmi vibrează scula. Acela e poteca veche pe care o cunoșteam, acum am ocolit-o și cumva trebuie să trecem peste acest pârâu. Problema e că acele pietre nu sunt suficient de plate. Acum ajungem înapoi la locația cu biletele, închidem circuitul, auzim în continuare grozavii cu coaduri.
Acest semicircuit a durat cam 3 ore 45 de minute, n-am avut timp să urcăm pe cealaltă parte, rămâne pe data viitoare, din cauza restricțiilor de ora 8 la care o să ajungem la limită în Cluj. Cu cei 8 km și 450 de metri diferență de nivel ai săi, această drumeție este una ușoară spre medie, dificultatea fizică, 3 dinți de vampir jumate. În ambele capete ale cheilor, pe ambele părți, ne putem aștepta la urcări și coborâri abrupte, pe traseul nou aceasta este mult mai lină decât pe cel vechi. În vale, e bine să ne alegem pașii cu grijă pe porțiunile săpate în stâncă, mai ales pe vreme umedă. Aici, înaintarea este facilitată de cabluri, dificultatea tehnică a ture este de 3 dinți de vampir jumate. Avem o priveliște extraordinară atât spre est cât și spre vest, de asemenea pe stâncile din chei, iar Valea Hăjdate oferă o experiență unică prin multiplele poduri suspendate, factorul de satisfacție este de 7 dinți de vampir.